Dacă vă aduceți aminte într-o prezentare anterioară, atunci când discutam despre timpul de încercare care va veni peste întreaga lume, am amintit un paragraf din Spiritul Profetic unde serva Domnului spune în felul următor: atunci când va veni încercarea, tot ce poate fi zguduit, va fi zguduit. Dragi prieteni, trăim foarte aproape de acest moment, când lumea noastră întreagă va trece prin cea mai mare zguduire, prin cel mai mare cutremur care a existat vreodată. Bineînțeles, nu mă refer acum la cutremurul acela de pământ, de la sfârșit, care spune că va fi un cutremur de pământ așa de tare cum n-a fost niciodată, ci mă refer la un cutremur care va avea loc puțin mai devreme. Iar acest cutremur despre care vorbesc este numit în spiritul profetic momentul zguduirii. Atunci când toate lucrurile vor fi clătinate. Iar zguduirea despre care vorbesc are de-a face cu experiența noastră religioasă. Este vorba despre credința pe care noi o avem în Dumnezeu și în cuvântul Său. Fiecare om de pe acest pământ va fi pus la încercare, va fi testat cu privire la credința lui. Despre lucrul acesta ne vorbește Sfânta Scriptură. Iar atunci când sora White a vorbit despre zguduire și ea rostește aceste cuvinte: tot ce poate fi zguduit, va fi zguduit, ea s-a inspirat din următorul pasaj pe care îl găsim scris în Evrei, capitolul 12, cu versetul 26. Spune așa: al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Versetul 27. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Deci care este scopul zguduirii sau al clătinării tuturor lucrurilor? De ce va veni această zguduire? Tocmai pentru ca lucrurile care nu se pot clătina să rămână în picioare. Versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Deci va veni acest eveniment important în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu, dar nu numai. Haideți să deschidem în Hagai, capitolul 2, la versetul 7. Vreau să vedeți că acest eveniment al zguduirii nu are de-a face doar cu Biserica lui Dumnezeu. Întreaga lume va fi zguduită. Hagai, capitolul 2, cu versetele 6 și 7. Căci așa vorbește Domnul oștirilor: încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Deci această zguduire care va veni peste pământul întreg va clătina toate neamurile. Observați din aceste pasaje biblice că această clătinare va încerca și va testa pe fiecare om în mod individual. Și acum, dragi prieteni, dacă Dumnezeu ne-a descoperit acest lucru și El ne-a avertizat cu privire la acest eveniment, oare nu credeți că este important ca noi acum să ne asigurăm că avem sub picioarele noastre o platformă, o temelie solidă? Așa încât atunci când toate lucrurile se vor mișca de la locul lor, noi să putem rămâne neclintiți, nezguduiți, neclătinați pe această platformă a adevărului pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos? Eu consider, dragi prieteni, că este foarte important ca noi să facem această pregătire. Atunci când vorbim despre
pregătirea noastră pentru a doua venire și pregătirea noastră pentru criza care se află în viitorul apropiat. Adesea amintim despre partea practică a pregătirii noastre. Și dacă vă amintiți, am studiat de curând acel mesaj prin care Dumnezeu ne cheamă să părăsim orașele și să ne retragem undeva la țară, într-un loc izolat, unde noi vom putea să ne punem, da, provizii și să ne creștem legumele noastre, fructele noastre, cele necesare, așa încât să putem supraviețui în timp de încercare. Toate lucrurile acelea despre care am discutat au de-a face cu partea practică a pregătirii noastre pentru ceea ce va veni. Însă aș vrea să înțelegem un lucru. Pregătirea aceasta pentru criza finală nu are de-a face doar cu lucrurile practice, ci pregătirea aceasta are de-a face și cu partea spirituală sau cu sufletul nostru. Vreau să observați această imagine, așa cum o prezintă Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Zguduirea aceasta despre care discutăm, am vrea să vedem unde va avea loc, da? Unde are loc această zguduire și clătinare. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților. Deci Apostolul Pavel vorbește despre evenimentul venirii Domnului Hristos, anticipând, privind înainte spre acest eveniment și așteptând momentul când Iisus va veni pe norii cerului, Apostolul Pavel vorbește acelei generații care va trăi chiar înainte de acest moment și le spune așa: să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Deci clătinarea sau zguduirea despre care discutăm în această ocazie are de-a face cu mintea noastră. Are de-a face cu sistemul nostru de gândire. Are de-a face cu ceea ce noi credem, dacă vreți. De unde știm acest lucru? Mergeți în Evrei, capitolul 11. Aici Sfânta Scriptură clarifică această problemă foarte, foarte simplu și foarte bine. Evrei, capitolul 11, cu 1, spune așa: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci observați, factorul acesta al credinței este foarte important. Atunci când va veni încercarea care va clătina toate lucrurile. Ce ne spune aici Apostolul Pavel cu privire la credință? Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Cu alte cuvinte, toți acei oameni care vor avea credință și încredere, ei vor fi neclintiți în încercarea care va lovi peste această lume. Deci avem nevoie de acest element al credinței în experiența noastră personală. Și acum vă pun o întrebare. Credință în ce până la urmă? Despre ce este vorba? Dragi prieteni, credința noastră trebuie să fie în Domnul Iisus Hristos. Iar despre Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu 6, spune că El este calea, adevărul și viața. Deci încrederea noastră trebuie să fie întemeiată pe cuvântul adevărului. Pe adevărul lui Dumnezeu. Ioan 17, cu 17 spune: sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Numai aceia care sunt întemeiați pe adevărul lui Dumnezeu. Numai aceia care au credință, o credință neclintită în adevărul cuvântului lui Dumnezeu, vor rezista în încercarea finală. Și dați-mi voie să vă amintesc încă un pasaj biblic care are de-a face cu această imagine a unei temelii solide. Așa încât atunci când va veni zguduirea, noi să putem rămâne pe această temelie, să nu fim mișcați de la credință, să nu fim clătinați în mintea noastră, în duhul nostru, în sufletul nostru. Imaginea aceasta îmi place mai mult, și anume, în tot în Evrei, capitolul 9, Apostolul Pavel spune următorul lucru. Mă scuzați, este capitolul 6 cu versetul 19.
Spune așa, pe care o avem, ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de pierdeaua dinăuntru templului. Deci ce este asociat aici cu această nădejde neclintită? Spune că este asemenea unei ancore a sufletului. Până acum am discutat despre imaginea faptului și imaginea aceasta că noi trebuie să avem o temelie solidă sau să stăm pe acea stâncă, cum spune în alt loc, adică Iisus Hristos, așa încât nimic și nimeni să nu ne clatine, să nu ne miște. Acum versetul acesta ne prezintă o altă imagine și anume este imaginea unei ancore. Ați văzut vreodată un vapor care ancorează în port? Ați văzut ancora aceea mare din metal care este aruncată pe fundul apei? Știți pentru ce este, prieteni? Pentru ca vasul acela să fie ținut. În caz de vânt, de furtună, să fie ținut acolo pe loc, ca el să nu fie luat de vânt, să nu fie dus în larg. Ancora are rolul de a ne ține. De a ne susține. Nu așa este? Însă observați, este vorba de o ancoră, cum spune aici, a sufletului. Aș dori ca în următoarele câteva minute să studiem acest prim mesaj, care are ca scop să ne întărească sufletul în cuvântul lui Dumnezeu, în adevărul lui Dumnezeu, așa încât atunci când lucrurile vor fi clătinate, noi să rămânem cu Dumnezeu. Deschideți cu mine Biblia și haideți să citim un verset din Epistola lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, la capitolul 15. Este un text, cred, cunoscut de fiecare dintre noi. 1 Corinteni, capitolul 15, și vom citi ultimul verset din acest capitol. Înainte însă de a citi acest verset, aș dori să vă spun care este mesajul pe care aș dori să-l studiem în această ocazie pentru câteva minute. Un mesaj care, așa cum vă spuneam, are ca scop să ne facă neclintiți. Adică este o ancoră care susține sufletul nostru, credința noastră în Dumnezeu. Și anume, mesajul este următorul. Toți aceia care sunt urmași ai Domnului Hristos, care sunt creștini adevărați, când vine vorba despre încheierea istoriei vieților pe acest pământ, da? Atunci când cineva se pregătește să-și încheie viața pe acest pământ, și atunci când noi ne gândim anticipând că va veni o zi când toate lucrurile se vor încheia, noi ca și creștini, dragi prieteni, avem o nădejde și avem o speranță cu privire la faptul că vom primi ceva, vom avea o răsplată sau, cu alte cuvinte spus, lucrul pe care noi l-am făcut nu este zadarnic. Uitați-vă în versetul acesta, 1 Corinteni, capitolul 15, cu 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, rețineți acest cuvânt, neclintiți, sporiți totdeauna lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Avem aici două expresii. Spune Apostolul Pavel, fiți tari, neclintiți. Studiem despre felul în care noi putem deveni de nemișcat, de nezguduit, de neclintit. Și aici avem textul care ne arată care este acel lucru, element, care ne dă nouă statornicie, fermitate. Care este acel lucru care ne face să stăm neclintiți într-un timp când toate lucrurile vor fi clătinate? Care este acest lucru, dragi prieteni, din acest pasaj? Uitați-vă în ultima parte a versetului. Căci știți. Vreau să observați o chestie interesantă. Apostolul Pavel nu spune căci sperați, căci vă gândiți, căci credeți. Toate aceste expresii lasă o mică îndoială, dar lasă loc de un pic de teamă, de un pic de reținere. Apostolul Pavel însă nu spune așa. Uitați-vă în pasajul acesta, el spune următorul lucru. Căci știți. Ce înseamnă a ști, prieteni? Apropo, vreau să vă spun un lucru. Știați că în legătură cu minciuna și adevărul. Haideți să punem așa lucrurile. Când noi credem o minciună, știați că este imposibil ca noi să știm o minciună? Așa ceva nu există. Toți oamenii care cred o minciună, ei aleg să creadă acel lucru. Ei cred un anumit lucru, da? Și lucrul acela este o minciună.
Însă tu nu poți să zici că tu știi o minciună. Singurul lucru pe care noi putem să-l știm este adevărul. Adevărul este cel care este cunoscut, știut. Minciuna este doar crezută. Acum, cu privire la acest adevăr pe care îl studiem, Apostolul Pavel spune așa, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Adică este o siguranță și o certitudine cu privire la acest fapt. Că toate eforturile noastre și toate străduințele noastre vor avea o răsplată. Nu este în zadar. Haideți să întoarcem puțin moneda pe partea cealaltă. Când ne gândim la lumea în care trăim, dragi prieteni, majoritatea oamenilor din lumea aceasta știați că nu au nicio speranță, nicio nădejde cu privire la viitor și în mod special cu privire la finalul existenței lor pe acest pământ? Cei mai mulți oameni din lumea aceasta se gândesc la un moment în viitor când viața lor se va încheia. Și de cele mai multe ori, viața acestor oameni se încheie cu frustrare, dezamăgire și eșec total. Cu alte cuvinte, când ei privesc în viitor, nu văd decât întuneric și nu au nicio siguranță cu privire la toată truda și oboseala și energia și consumul pe care ei l-au, da, faptul că s-au consumat, faptul că s-au dedicat un anumitor lucru din viața aceasta, realizării acestor lucruri, nu le aduce nicio satisfacție atunci când ei privesc la final. Pentru că nu au nicio speranță în lucrurile despre care noi discutăm acum. Aceasta este situația celui care nu crede în Dumnezeu. Însă, dragi prieteni, vreau să privim de partea cealaltă. Pentru un creștin adevărat care se încrede în Dumnezeu. Sfârșitul vieții este glorios. Nu este o situație plină de întuneric și nesiguranță, așa cum este pentru cel necredincios. Ci este o perspectivă glorioasă, plină de slavă. Noi știm că la sfârșitul vieții noastre vom putea privi înapoi și vom vedea că toate lucrurile pe care le-am făcut în viața aceasta înseamnă ceva. Ele au o valoare și noi vom fi răsplătiți pentru acele lucruri. Și viața noastră nu se încheie la mormânt. Dincolo de acest somn, așa cum spune Sfânta Scriptură, este viața veșnică pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu. Observați, prieteni, cât de diferită este problema aceasta? Însă ceea ce îmi doresc în această ocazie este ca noi să prindem cu ajutorul lui Dumnezeu această speranță, această certitudine, siguranță care reprezintă o ancoră pentru sufletul nostru. Știți cât de diferită este viața când tu trăiești știind că la sfârșitul vieții tale Dumnezeu te va binecuvânta și te va răsplăti? Îmi amintesc din exemplu. Se vorbește despre Einstein, cel care a fost un mare om de știință și care a făcut multe descoperiri. Spune că la un moment dat în descoperirile lui a ieșit cu acea formulă care a dat posibilitatea creării bombei atomice. Și când a văzut ce rezultate au avut aceste descoperiri, a fost atât de întristat, atât de dezamăgit, încât la sfârșitul vieții lui el a spus, dacă aș mai trăi încă o dată, mai bine aș fi un simplu om. Un simplu om care s-a ocupat de lucruri simple. Adică s-a simțit nesatisfăcut cu privire la existența lui. Când a văzut la ce au ajuns rezultatele și descoperirile lui. Dragi prieteni, este o situație descurajantă să fii într-o asemenea circunstanță. Dar așa cum vă spuneam, acela care și-a predat viața lui Iisus și care îl crede în cuvântul lui Dumnezeu, el poate să aibă siguranța că la sfârșitul vieții rezultatele lui vor avea, cum să spun, vor avea o însemnătate deosebită. Cu alte cuvinte, tot ceea ce facem noi în viața aceasta va avea rezultate bune. Și știți de ce? Deschideți în Psalmul 126. Vreau să vedeți această promisiune din partea lui Dumnezeu. Psalmul 126. Cu versetul 5 și 6. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când strânge rizopii. Dumnezeu spune, lucrează cu credincioșie
și continuă să-ți desfășori activitatea. Cu această nădejde și speranță în sufletul tău, dar nu este doar o nădejde sau o speranță, prieten, este o certitudine a faptului că la sfârșit tu vei fi răsplătit și tu vei realiza că tot ce ai făcut nu este în zadar. Nu este minunat acest gând pentru noi? Acum, gândiți-vă la următorul lucru. Sunt oameni care se ocupă cu agricultura. Și uneori când mergeți să cultivați, de exemplu, porumb în pământ. Am pus porumbul astăzi, da? Am semănat porumbul, ne întoarcem acasă și a doua zi dimineață ne sculăm și ne ducem pe câmp. Și te duci pe câmp și te uiți și parcă nu există absolut nimic acolo, dar nu se vede nimic. Și cineva ar putea să zică, măi, dar n-am semănat eu aici porumb, de ce nu văd niciun rezultat? Ce se întâmplă? Care este răspunsul, prieten? Acolo în pământ, ascuns de ochiul nostru, este o sămânță care deja a început să germineze. Acolo este viață. Și chiar dacă în ochii noștri nu văd ceea ce se întâmplă, lucrurile sunt în desfășurare. Nu este adevărat? Adică uneori aparențele în viața aceasta pot să pună înaintea noastră o ceață. Știți cum este când avioanele acestea călătoresc și este vreme închisă, dar este ceață, este nor și nu văd absolut nimic înaintea lor? Cum reușesc ele totuși să se orienteze și să meargă la destinație? Știți cum? Au un radar. Și radarul acela le arată că ele sunt pe drumul cel bun și că vor ajunge la destinație. Radarul nostru, prieten, este credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Noi știm că toate eforturile noastre, toate străduințele noastre vor fi răsplătite. Credem pentru că Dumnezeu a zis așa. Întoarceți-vă înapoi în 1 Corinteni, capitolul 15. Haideți să citim și versetul 57. Spune așa aici cuvântul. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, înțelegeți care este acest adevăr? Nu doar că Dumnezeu promite la final răsplata. Și nu doar că Dumnezeu spune, lucrează cu credincioșie, pentru că tot ce faci tu astăzi va avea rezultate în veșnicie. Nu doar că Dumnezeu ne promite acest lucru, dar spune că El ne dă și biruința. El ne ajută să biruim. În lupta noastră și în umblarea noastră pe această cale, pe măsură ce ne apropiem de sfârșit. Iar acest fapt ar trebui să fie pentru noi o bucurie nespusă. Gândul acesta ar trebui să ne facă să zâmbim, ar trebui să ne facă să umblăm plin de bucurie, îndeplinindu-ne cu credincioșie în datoririle noastre zilnice. Aceasta este diferența între un creștin și un necreștin. Ioan Botezătorul, dacă vă amintiți, când era în închisoare, la un moment dat s-a îndoit de faptul că viața lui are vreun rost, da? S-a văzut acolo aruncat în închisoare, fără nicio nădejde și i-a pus pe ucenici să întrebe, da, să meargă la Iisus și să-L întrebe, dar tu ești acela care trebuia să vină? Adică a lăsat ca aparențele să-l pună în situația în care să se îndoiască de ceea ce făgăduise Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb, era vreo greșeală în ce se întâmpla cu Ioan la acel moment? Nici o greșeală, prieteni. Observați că experiența lui Ioan mergea exact așa cum a plănuit-o Dumnezeu. Era în planul lui Dumnezeu ca el să fie în închisoare și apoi să fie omorât? Toate lucrurile acestea fuseseră hotărâte mai dinainte. Tot ce avea nevoie Ioan era ca el să aibă răbdare și credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Și același lucru avem și nevoie și noi. Aș vrea să încheiem cu următorul paragraf. Mă scuzați, cu următoarele pasaje. 1 Corinteni, capitolul 6, dacă nu mă înșel. 1 Corinteni, capitolul 9, mă scuzați. Avem aici imaginea despre care Apostolul Pavel, pe care Apostolul Pavel o folosește pentru a ilustra ceea ce discutăm în această ocazie. Și anume, faptul că la sfârșit noi vom primi o răsplată. Uitați-vă ce spune aici, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? O întrebare, prieteni. Dacă sunt 10 concurenți, atleți, care concurează, vreau să vă întreb, câți dintre acești concurenți are siguranța și certitudinea
că la sfârșitul acelui concurs va câștiga medalia. Are vreunul siguranță 100% că va câștiga? Niciunul. Adică ei aleargă, ei se străduiesc, ei se înfrânează, se supun la tot felul de greutăți, dar nici măcar nu știu ce va fi la urmă. Nu au nicio siguranță dacă vor reuși sau nu. Uitați-vă în versetul 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fi lăpădat. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune așa. Dacă oamenii aceștia pot fi motivați să lupte la jocurile de obște, în timp ce ei n-au nicio siguranță cu privire la reușita lor, cu atât mai mult noi care avem o certitudine și o siguranță garantată din partea Domnului Iisus Hristos, că toată osteneala noastră va fi răsplătită, cu atât mai mult ar trebui să fim motivați să luptăm pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Observați ce vreau să spun, prieteni. Și acest lucru este o ancoră pentru sufletul nostru, este un lucru solid, o temelie solidă, care ne va ajuta să rămânem neclintiți în timpul din urmă. Faptul că noi credem și cunoaștem lucrul acesta pentru noi în mod personal face o mare diferență. Este o mare diferență și face diferența între ceea ce vom face atunci când va veni încercarea, da? Vis-a-vis de aceia care vor părăsi pe Dumnezeu și se vor duce pentru totdeauna în întuneric. Însă știți când este timpul ca noi să ne consolidăm această temelie, această credință în ceea ce spune Dumnezeu? Acum este timpul să facem acest lucru. Și acum, vreau să observați încă un lucru. În 2 Timotei, când Apostolul Pavel se încheia de sfârșitul alergării lui pe acest pământ, de sfârșitul vieții lui, el a spus următoarele cuvinte. 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 7 și 8. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Dar stați așa. Cum putea Pavel să aibă atâta siguranță? Vreau să vedeți ceva. Spune Apostolul Pavel așa. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. De unde era Pavel atât de sigur pe el? De unde știe el că în ziua aceea când Iisus va veni pe nori cerul, el va primi cununa? O, dragi prieteni, de unde se știe Pavel lucrul acesta? Știe acest lucru pentru că Domnul Hristos l-a spus în cuvântul său. Dumnezeu i-a descoperit acest lucru lui Pavel. I-a vorbit în mod personal. Și poate vei spune, da, dar viața lui Pavel n-a fost întotdeauna așa roză, cum era la sfârșit. Așa este. Oare ce a făcut Pavel cu acea experiență a lui și cu acea parte a vieții lui în care el îi omora pe creștini? Știți ce a făcut, prieteni? A luat tot trecutul acela și l-a pus sub sângele lui Iisus. Acel trecut este acoperit cu sângele lui Iisus. Și Pavel n-are nicio teamă. El are siguranță 100% că Domnul Hristos îi va da răsplata pe care i-a promis-o. Și uitați-vă în verset. Nu numai mie, spune el, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea lui. Dacă noi, atât cât putem, ne străduim să-L iubim pe Domnul Iisus și să facem ceea ce este plăcut Lui, dragi prieteni, nu există niciun motiv de teamă, de nesiguranță cu privire la răsplata noastră de la sfârșit. Tot ce facem noi astăzi va fi răsplătit. Va avea un rezultat. Noi nu trebuie să ne temem și să trăim cu frică. Munca noastră zilnică trebuie să fie făcută cu multă bucurie și cu multă speranță, pentru că noi știm că ne așteaptă o răsplată. Noi nu trăim în nesiguranță. Acesta este gândul pe care Dumnezeu dorește să ne-l transmită. Și dacă Apostolul Pavel a putut să-și încheie viața pe o notă atât de pozitivă, înseamnă că și noi putem face la fel. El a făcut lucrul acesta pentru că s-a bazat cu totul pe ce spune cuvântul. Și noi putem face la fel astăzi. Avem cuvântul lui Dumnezeu clar. Și nu uitați un lucru, Dumnezeu nu minte. Tot ce spune cuvântul acesta este vrednic de crezut. Pentru că Dumnezeu va împlini aceste cuvinte.
în viața fiecăruia dintre noi. Aș dori ca să rămână aceasta speranța noastră și nădejdea noastră, dar așa cum spuneam, nu să sperăm, nu să credem, nu să ghicim, nu să ne gândim la această perspectivă, ci să știm lucrul acesta în mod personal, să-l știm pentru noi și să-l împărtășim și cu alții. Este cea mai mare nădejde a vieții noastre. Fie ca Dumnezeu să ne dea această bucurie de a fi printre aceia care la sfârșit vor primi răsplata pentru osteneala lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze.